Cetatea Capidava se ridică pe malul drept al Dunării, la jumătatea distanței dintre Hârșova și Cernavodă, șoseaua care leagă localitățile trecând chiar pe lângă zidurile cetății. Fortificația are forma unui patru later, cu ziduri groase de peste 2 metri și înalte de 5-6 metri, cu 7 turnuri de peste 10 metri, poartă lată de 2,50 de metri și o ieșire strategică pe latura de sud-vest a turnului dinspre Dunăre, unde era amenajat portul. Cetatea ocupa un loc important în sistemul defensiv roman, făcând parte din seria de castre și fortificații ridicate în timpul împăratului Traian, la începutul secolului al II-lea. Locul era deosebit de potrivit, caracterului construcției oferind o vastă arie de supraveghere, un masiv stâncos, care se înalță între piciorul pantei ce coboară dinspre nord-est și Dunăre. Importanța strategică a locului a determinat instalarea unei formațiuni militare, precum și amplasarea și dezvoltarea unui centru civil în epoca romană. Castrul, situat lângă un vad de trecere, a fost construit de detașamente din Legiunea a 5-a Macedonica și Legiunea a 11-a Claudia. Toponimul getic de Capidava, însemnând cetatea de la cotitură, s-a păstrat întocmai până în ziua de azi. Satul de lângă cetate poartă același nume și aparține de comuna Topalu, din județul Constanța. Ca și celelalte cetăți așezate la frontieră, a trebuit să facă față numeroaselor atacuri ale populațiilor barbare și a suferit numeroase distrugeri. În urma atacurilor avaroslave, cetatea este complet distrusă și părăsită în secolul al VII-lea, inclusiv de către ultimele corpuri de trupe rămase să supravegheze zona. În secolul al IX-lea are loc reorganizarea granițelor Imperiului Bizantin, iar Capidava, prin poziția sa, își găsește loc în strategia de organizare a noului sistem defensiv. Așadar, peste ruinele fortificației romane, se ridică o cetate țărănească de stratiotai, țărani grăniceri, care durează până la jumătatea secolului al XI-lea, având și ea parte de refaceri succesive. În circuitul de vizitare sunt cuprinse zidul de incintă, turnurile intermediare în formă de pocoavă, poarta cetății străjuită de turn. Urmează băile publice, termele, care au fost construite în afara zidurilor de incintă ale primului castru, pentru a deservi unitatea de auxiliari staționată aici. În secolul al VI-lea, la Capidava funcționa unul dintre centrele episcopale ale provinciei Scidia. Poziția strategică a Capidavei în zonă înlesnind, probabil, răspândirea creștinismului. O piesă deosebit de importantă pentru istoria locală este un ulcior care datează din secolul al X-lea și poartă inscripția cu litere grecești a numelui Românescu Petre. Această piesă, alături de altele din aceeași perioadă, ilustrează faza de desăvârșire a poporului român. Șantierul arheologic de la Capidava a avut un rol important în formarea viitoarelor generații de arheologi și funcționează aici, încă din 1967.